Salutare, sunt Petru de la WellCoach și acesta este un video diferit față de ce postăm noi de obicei pe canal. Ideea este că Ministerul Educației a declarat că olimpiadele nu se vor ține în acest an școlar, iar în acest video vreau să explic de ce aceasta cred eu că este o decizie foarte proastă, care le face foarte mult rău elevilor de gimnaziu și de liceu, dar voi explica și exact ce putem să facem în așa fel încât toată decizia asta să nu se concretizeze. Așa că dacă te interesează subiectul și vrei să le dai o mână de ajutor elevilor care trec prin această problemă, sau dacă ești elev și vrei să vezi ce poți să faci în așa fel încât să nu se ajungă la a se anula toate olimpiadele școlare, uită-te până la finalul acestui video pentru că o să împărtășesc cu tine niște informații foarte importante. Ideea e în felul următor, că din cauza pandemiei, Ministerul a argumentat anularea olimpiadelor. Același lucru s-a întâmplat și anul trecut cu fazele naționale, deci pentru toți elevii care s-au pregătit un an întreg și datorită pregătirilor s-au calificat la faza națională, Ministerul le-a spus, îmi pare rău, nu mai puteți să participați la olimpiadă pentru că nu o să o mai ținem. Acum hai să vedem și care sunt avantajele olimpiadei și de ce e așa de importantă participarea la o olimpiadă pentru un elev. În primul și în primul rând, olimpiada respectă un plus de imagine pe care tu îl ai atunci când o treci în CV-ul tău, pentru că foarte multă lume vrea să plece la facultate în afara țării. Și practic, facultățile din afară fac o diferențiere în funcție de diverse criterii din CV-ul unui elev. Și cum, ca și elev, nu prea ai foarte multe lucruri pe care să le faci decât să te duci la școală și să iei note mari, ceea ce poate aproape oricine dacă petrece suficient de mult timp învățând, singurul lucru de valoare pe care îl ai sau printre singurele lucruri de valoare pe care tu le ai este participarea și mai mult decât atât un rezultat foarte bun la olimpiadă. Și în fiecare an câteva sute de elevi se pregătesc foarte, foarte intens pentru aceste olimpiade. Bun, și acum hai să vedem care e faza cu olimpiadele, de ce sunt așa de importante și de ce ar trebui să ne pese foarte mult de măsura asta luată de către minister. În primul și primul rând, olimpiadele ajută foarte mult la CV. Și CV-ul ăsta e foarte, foarte important, mai ales pentru elevii care vor să plece la facultate în afară, pentru că facultățile de top din lume, unde an de an avem elevi români admiși și mai ales care după ce sunt admiși se descurcă foarte bine, pun accent foarte mult pe partea asta extrașcolară, foarte mult pe partea asta de olimpiade, pentru că ei spun în felul următor. Dacă ai fost printre cei mai buni din țară, te-ai descurcat foarte bine, ai folosit orele tale libere ca să te pregătești pentru o olimpiadă și să obții un rezultat bun, înseamnă că ești foarte pasionat de materia respectivă, deci pentru noi merită să te luăm pentru că o să fii un student de top. Ok, deci asta înseamnă că foarte mulți elevi nu o să mai aibă accesul la olimpiade și cel mai probabil nu o să mai aibă acces la universitățile astea de top, pentru că în alte țări civilizate olimpiadele se țin în continuare. Ori acum tu poți să zici, bun, și ce mă interesează pe mine faptul că elevii ăștia nu mai pot să plece la facultate în afară. Ce? Nu au și facultate în România? Nu pot să facă chestia asta? Și răspunsul este că, ba da, poți să faci facultatea și în România. Doar că, din câte știu eu, nicio universitate românească nu se poate compara cu Cambridge, cu Oxford sau cu universitățile de top din America, care sunt practic locul unde majoritatea companiilor pe care noi le știm pe partea asta de IT au fost înființate. Deci, practic, e ca și cum i-am zice la Simona Halep ca în loc să participe la turneul de la Roland Garros, să fie fericită să participe la Bucharest Open în care să mai joace contra altor tenismeni români. Pur și simplu, facultățile din România nu au un nivel suficient de înalt, după părerea mea. Și aici vorbim despre elevi care mănâncă zi de zi pe pâine, dimineața, la miaz și seara, materia la care se pregătesc. Deci e vorba de foarte, foarte multă muncă. Practic e ca și cum echipa națională de fotbal a României s-ar califica la Cupa Mondială și pur și simplu n-ar primi niciun fel de finanțare și s-ar interzice să participe, deși toate celelalte țări participă. Ok? Deci situația e atât de gravă.
Pe lângă chestia asta și pe lângă impactul pe care Olimpiada l-are asupra celor câțiva elevi care ajung să reprezinte România la competițiile internaționale și să ia medalii acolo, Olimpiada are un efect mult mai mare și asupra elevilor care poate nu ajung în lotul național al României sau nu ajung locul 1 la Olimpiadă, dar care totuși se califică la faza națională. Și an de an câteva sute de elevi participă la faza națională a Olimpiadelor, la fiecare disciplină. Deci vorbim în total undeva la câteva mii de elevi. Faza națională e un loc unde acești elevi se împrietenesc, unde acești elevi iau contactul unii cu alții și chiar dacă poate în vremuri de COVID ar fi mai greu să faci chestia asta, totuși componenta socială e foarte importantă, pentru că e mult mai ușor pentru tine ca elev să vezi că nu e singurul ciudat din clasă care, după ce poate își face toate temele, în loc să intre la un Counter-Strike, stai și înveți în plus. Și aici e vorba de viitorii specialiști ai României, de oameni care peste câțiva ani o să-și construiască propriile lor afaceri sau o să fie angajați de top și oameni care o să inoveze și care o să împingă țara asta în față, care practic o să creeze următoarea generație de produse și o să aducă inovații. Pe lângă toată treaba asta, Olimpiada mai reprezintă și o motivație foarte importantă pentru elevi. Pentru că, să fim serioși, cel puțin eu și cel mai probabil nici tu, când aveai 14, 15, 16 ani, nu erai atât de motivat să înveți doar așa de dragul de a îți construi un viitor și de a avea un job bun, job care o să vină cel mai probabil peste 6-7 ani. Deci trebuia să te gândești peste aproape jumătate din viața ta la momentul respectiv. Deci dacă tu ai 14 ani, trebuie să te gândești ce o să se întâmple peste încă 7 ani. Ceea ce pur și simplu pentru un elev nu funcționează și chiar și mie mi-e foarte greu să mă gândesc ce o să fac peste 7 ani de acum. Și atunci faptul că eu vreau să merg la Olimpiadă și să mă clasez în top și să am un rezultat foarte bun și să mă laude profesorii, să impresionez pe ceilalți colegi, reprezintă o motivație foarte bună pentru mine și de fapt reprezintă o motivație foarte bună pentru fiecare elev și e un spirit al competiției pe care noi românii îl cultivăm foarte bine în cadrul elevilor care merg la Olimpiadă, pentru că în alte țări, din câte am văzut eu când am fost prin America, nu se cultivă, adică toată lumea primește o medalie, toată lumea e bătută pe umăr, toată lumea e felicitată, dar per total chestia asta se vede de multe ori și în rezultatele obținute. Adică noi, România, care suntem o țară din Estul Europei, mai micuță, reușim să ne batem cu marile puteri mondiale. Deci lucrul ăsta e un lucru foarte important și e unul dintre puținele lucruri care încă merg bine în sistemul de învățământ din România, care știm și noi că nu are cea mai bună perioadă și că de cam 20 de ani nu are cea mai bună perioadă. Deci e foarte important să nu renunțăm la chestia asta, pentru că per total este vorba de viitorul actualilor elevi. E vorba de mentalitatea pe care reușim să le creăm prin faptul că învățăm să fie disciplinați, să își asume deciziile pe care ei le iau și să-și construiască un viitor mai bun, să tindă spre mai bine, în așa fel încât să le fie lor bine în momentul în care o să se întâmple chestia despre care vorbeam peste 7 ani, și anume o să trebuiască să aibă un job, să câștige bani sau poate chiar să aibă afacerea lor și să inoveze în domeniul lor. În cazul în care încă nu înțelegi exact impactul Olimpiadei, lasă un comentariu pentru că o să-ți răspundem la el, o să ne alocăm timp să îți explicăm de ce e așa important. Iar acum, în cazul în care ești convins, hai să vedem ce poți să faci pentru a nu se întâmpla chestia asta. În primul rând, dă click pe linkul din descriere și semnează petiția. Există deja o petiție care are deja foarte multe semnături, făcută exact în direcția asta, pentru a nu se anula Olimpiadele. Deci fiecare semnătură contează. Pe lângă chestia asta, distribuie acest videoclip cu cât mai multă lume, ok? Să știi că distribuirile astea chiar contează și acum, cred că 2 ani, când Ministerul a vrut să scoată proba de informatică de la bacalaureat, noi am făcut o inițiativă similară, iar într-o lună Ministerul a decis că bacalaureatul nu va fi anulat. Deci distribuie acest video cu cât mai multă lume, convinge-i ca pe urmă, după ce au înțeles cât de gravă este situația, să semneze petiția și să distribuie și ei la rândul lor acest videoclip, în așa fel încât să audă cât mai multă lume despre chestia asta pe care ministerul încearcă să o facă. Și pe lângă asta, dacă ești elev, fii foarte, foarte atent la chestia asta.
nu trebuie să te descurajezi. Faptul că Olimpiada este posibil să se anuleze nu e un lucru care trebuie să te descurajeze. Din contră, trebuie să te motiveze să lucrezi și mai mult, în așa fel încât să ai cunoștințe foarte bune și să participi la cât mai multe concursuri, să faci cât mai multe chestii alternative, în așa fel încât să arăți că tu ești în continuare bun, că ești în continuare pasionat și că ai făcut chestii suplimentare. Și pe lângă asta să stai liniștit, pentru că facem tot posibilul pentru tine, facem tot posibilul ca Olimpiada să nu fie anulată și să ai aceleași șanse pe care le-ai fi avut într-un an normal, în care nu e pandemie. Așa că rămâi pe poziție, nu te demoraliza, nu te descuraja și nu te lenevi. Și pe lângă asta, cum am spus, nu uita să distribui videoul ăsta cu cât mai multe persoane, nu uita să semnezi petiția, convinge pe mama, pe tata, pe prietenii tăi să o semneze, convinge ca la rândul lor să o distribuie mai departe, în așa fel încât să adunăm cât mai multe semnături și să facem o treabă bună și să păstrăm olimpiadele așa cum erau până acum.